Au trecut câteva săptămâni de când teribilul accident de mașină i-a luat viața soției tale. Ca un miracol, tu ai supraviețuit. Dar ești chinuit de coșmaruri și îndoieli cu privire la ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Venind acasă după muncă, te simți ciudat. Ceea ce ascunde trecutul este întrebarea la care trebuie să răspunzi. Atmosfera rece de pierdere și liniște nefirească nu părăsește casa ta din ziua în care soția ta a murit. Adună bucăți din trecut și găsește revelații explorând casa și creând o imagine a ceea ce s-a întâmplat. Misterele se vor arăta cu fiecare fragment găsit, dar poți găsi răspunsul la ele. Ai grijă la fricile și ororile pe care le poți găsi în spatele misterului. Deci începem distracția, nu? Am ascultat povestea jocului, acum vedem cum este. E ok ca afară zi încă. Bă, dar nu ai lumini să aprinzi în casa asta, mă. Bun. O zi ceva, bă. Tu. Dar nu a fost nimic ca horror până acum, nu? Da, și am intrat în pula mea în calculator, un folder și o poză și nu văd nimic în poza asta. S-a fi capturat...
camera video de supraveghere. Trebuie ok. Prima fază care a fost așa mai palpitantă, în rest nimica, liniște totală. Păi și de unde la mea cheia cea mai trebuie? Da, m-am uitat la poză să fac cu noapte, ești prost? E bun așa. Ce mai mă trece? Păi ești prost, te-ai uitat la poză și ai dormit. Să fac cu noapte. Ok, e a doua fază frumoasă, rest liniște. Iubire, te rog eu frumos să ai gânduri pașnice, pentru că eu te-am iubit, na, accidentul n-a fost din vina mea, înțelegi? Te rog eu frumos să nu faci niciun rău. Ce? Te-am văzut, dragoste, te-am văzut. Îmi place pentru că mi te arăți, dar te rog eu frumos să nu faci mai rău. Și ce pula mea aici? Ce-i? Este garaj. Iubire, te rog eu frumos. Să ai gânduri pașnice, te rog. Spui mei. Am deschis ușa aia, te rog eu. Nu o să stau acum aici în gafi. Aaaa. Aaaa.
ce îmi faci una ca asta? Că nu ești chiar așa de rea, mulțumesc totuși. Mă sperii, mă zic, nu? Și... sincer să fiu, nu mai pot să dorm în casa asta cu tine, că eu știu ce rău mă faci. Mă iau și plec. Mă duc la hotel. Dar jocul se prezintă frumos. M-am săturat să stau închis aici, în pula mea, atâta timp. E cazul să plecăm în lume. Păi da, și ce trebuie să fac? Fără plouă, e urât. Uite, m-am săturat să stau. Pare că a revenit nevasta mea, vrea să mă iei la ea. Păi și de ce n-am pus cheia până acum? Mi-a pus o ia pe ea. E clar o treabă cu aia, du-te-n pula mea, asta-i pauza aia, că l-am găsit-o și în casă. Și mi-am luat somn. Uit-o. Uit-o că vine. Iubire, te rog, eu nu. Nu fă una ca asta, băi. A murit. Și eu vă mulțumesc pentru vizionare, deci ne vedem la următorul joc.